Este joi. Joi. Așa. Și ce se întâmplă joia? Dacă și e joi, vine... Soare pe la noi! Mai prietenii mei, ce faceți? Sorela! Haideți că vă pup așa. Uite, mirosim a humus. Sunteți mulți? Mirosim a humus, doamne. Mirosiți bine. Am văzut când așteptam. Ce s-a întâmplat? Iar ne-am asortat. Stai puțin. Ce-am simțit? Miroase a paste. A paste? La iubire mai degrabă. Integral aș spune, dacă e să o fără gluten mâncare. Poate. Hai da. Să o lăsăm așa. Ai umblat prin țara pastelor recent? Am înțeles unde faci. Asta e. Dar e de mai greu, că el când face o glumă trebuie să o iei. Ce spuneam când vine? Cât se poate de adevărat. Da, Bogdan, am umblat prin țara pastelor pentru că îmi place mult de tot să mănânc. A început postul pastelui. Exact. Iată, e un pic altă treabă. Sunt un pic tentată de falafelul tău, ți-am zis și în pauză. Da. Sper să mai rămână ceva dacă împarte Lili cu mine. Cu sigur. Da. Împarți. Sora. Dar înainte să muncim. Hai să muncim astăzi să nu vă lăsați păcăliți de mine că am venit în sacou. Deși ați putea, pentru că e o provocare mai serioasă. Ai venit în Adidas și m-am lăsat păcălită. Păi asta zic, îmbinăm utilul cu plăcutul, da? Și serioditatea cu amuzamentul, să zicem. O să fie o provocare nice. Nu vreau să vă dau mai multe detalii acum, vreau să urmărim materialul. Dar aș vrea să le spun celor de acasă că este o provocare pe care o puteți juca și la, nu știu, zilele copiilor, de exemplu. V-am făcut curioși? Da. Okay. Haideți să vedem și revenim. Ce mișto e. E foarte mișto. Da. Eu am oamenii mei, după cum puteți observa, care s-au ocupat astăzi să ne aducă tricouri. Astea sunt tricourile de la ziua șefei cu replicile ei. Da. Deci totul ce replică o să vedeți acum pe tricouri? Deci ca să înțelegeți, la Vorbește Lumea, totul se păstrează, nimic nu se aruncă, așa e și la mama acasă, nu se știe când revine trendul. Iată. Da. Da? Asta da. Este ceva ce a zis Andreea Caranda, producătoarea noastră, și avem multe alte tricouri cu replici. Orice vedeți pe tricouri este ceva ce a zis Andreea. În casă, să înțelegeți. Da? Așa. Bun, deci avem tricouri. Da. Avem 4 tricouri. Fiecare va juca astăzi pentru el, dar vom face confruntări 2 câte 2, da? Ok. Deci semifinale și finală, cum ar veni. Cum ar veni, da. Practic, câștigătorul din fiecare etapă se va duela cu celălalt câștigător în cea de-a treia confruntare. Există vreo regulă în acest joc? Există și reguli. Nu o să pun timer, că nu vreau să vă pun prea multă presiune pe umeri, dar trebuie să atingeți balonul doar cu mâinile. Da, nu cu capul, băieți. Pe cu capul era ușor. Pregăteam să țin pe cap. Nu, doar cu mâinile, în timp ce puneți două tricouri pe voi pe rând, evident. Și cine pune primul două? Fiecare. Primul tricou și al doilea tricou. Cine pune două câștigă? Primul, cine pune două câștigă? Cine pierde, atenție, că nu lăsăm lucrurile așa la voia întâmplării. Cine pierde, trebuie să, cu două mâini legate la spate, da, vă legați unul de celălalt, trebuie să luați rodie dintr-un bol de-al majdei. Ia uite. Doar cu din bolurile de acolo buzelor. De pe masă? Rodia desfăcută, voia micuță. Rodia ta, da. Uitați aici. Astea sunt. Și cum? Și practic cum trebuie să facem așa? Exact, șurul. E foarte greu. Băi, dintre noi toți șurubele are nasul cel mai mare, cred că păi cu, că dacă o iau cu nasul. Da, păi aparent la cât de mare e, cu asta o să atingi prima dată. Dar vedem atunci. Hai să vedem. Așa. Eu sper să vă motiveze această pedeapsă să nu pierdeți. Cine cu cine se confruntă? Păi nu, suntem zică soare. Uite, v-ați așezat foarte bine. Acum, eu cu Majda? A, eu cu șurubel. Tu cu șurubel, Majda cu Bogdan. Deci eu mă luc cu Majda și șurubel cu Lili, da? Exact. Și apoi avem finala. Și apoi aveți finala. Iar eu o să fiu alături de voi pe tot parcursul acestui challenge și o să vă încurajez, da? Hai, Majda, aparent e de box. Începem noi, da? Stați așa să scot și eu... Hai să vedem ce scrie pe ele până le pregătim. Ia, poftim. Deci ia. Am și eu oamenii mei. Da. Asta e clar, e una dintre replicile pe care o auzim în fiecare zi. Așa. Aici ce zice? Am gătit nebunelor, am făcut ceai. Am gătit nebunelor, am făcut ceai. N-am mai mâncat zahăr de 3 luni. N-am mai mâncat zahăr de 3 luni și asta îmi place cel mai mult. Calmează-te că nu ești Monica Bellucci. Așa și cu intonația. Da, vorbele unui mare clasic în viață. Exact. Primul aici, cine?
Începeți voi, vă rog, să vă poziționați aici în centru, paralel, okay, iar eu o să stau ca... Și ne dai și balone, balonele? Da, o să stau ca un antrenor între voi, da? Vă șterg fruntea dacă obosiți și transpirați, da? Mi-e frică, bine. Sore. Hai, fără teamă. Murim! Vreau să mănânci tu, Rodia. Hai așa, să arunc tricourile. Ani, aduci balonele tu așa în față ca să... Atențiune, națiune! Vai! Lili și șurubel. 2, 3 și... Haideți, coordonați-vă, membrele. Bravo, vă descurcați foarte bine. Next. Foarte bine, bravo, bravo, două tricouri. Aveți balonul, prietene. Balon. Lili, balonul. Așa, Lili, eu nu știu cu cine să țin, că țin cu amândoi. Cu Lili. Lili. Deci, uite-mă. Șuru a câștigat. Yes! Rodia, baby! Bravo, câștigătorul rundei întâi. Acum trebuie să... Acum... Pierzătorul dintre cei ultimii doi. Da, vezi că sunt două bolere acolo, mănâncă Rodie. Haide să te conduc, te invit aici. Te invit aici, alegeți care bol îți pare mai prieten. Ia telefonul ăla de pe masă, se vadă frumos. Așa, și hai să vedem Lili. Mâinile la spate. Da, un pic, așa. Te țin de cercei, vrei? Cum zici că... Așa, hai. Bun, hai mă, ce nu mănânc eu, Rodie? Păi da, cum? Este ceva ce nu poți face? Nu cred. Ia, hai, bravo, bravo, Lilișor, bravo! Nicio problemă! Ia uite, gata! Nu pe toată, e ok! M-aș trebuie că nu vrea să te ia. Nu vrea să fie ușor, așa mănânci de obicei, Rodie? Da, cu limba. Ai mai făcut asta? Nu! Foarte bine! Bogdan, te rog să pierzi! Îmi dau și tricoul ăsta jos, atenție! Hai, un tricou la Bogdan, Majda, primești tu un tricou de la Șuru sau de la Lili. Trebuia să-mi țin acel dată tricou. Păi stai să le avem pe amândouă. Mă pregătesc eu până scoate, de fapt, da, ai dreptate. Nu mai țin mult în aer. Uite, deci ce am observat de la colegii voștri este că s-au concentrat un pic cam mult pe tricou și au uitat de balon. Deci cumva trebuie să priviți cu un ochi la balon, un ochi... Da, s-au descurcat bine. Înainte s-au descurcat foarte bine. De tricourile mele lui Bogdan. Eu vreau să fac la fel. Atențiune, națiune. Majda și Bogdan. Bravo, bravo, ia uite pe Majda. Vedeți că iese din decor Majda. Nu ieși din decor. Hai. Tricou, bravo. Tricou, Majda. Bravo, hai, balonul. Atenție. Haide, Maj. Cade balonul, iar a câștigat Bogdan. Hai, mă. Bogdan, ce-ai zis să pierzi? Așa este, mi-ai zis. Nu pot să neg. Majda, deși ai avut avans, competitiv în mine, nu știu Majda a fost super rapidă, a luat avans mare față de tine, dar după aia când a văzut că pierde, a intrat spiritul. Da, e foarte competitiv. Mai vreau, scuze, ne mai trebuie un bol, acum mi-am dat seama că o să fim trei pierzători. De ce? Să avem boluri separate. Că cineva pierde și... Cineva o să pierde și finala mare. Și o să dea cu nasul de... Avem noi oamenii noștri să ne pahar. Majda, vino și tu aici. Dă-mi pahar în care să pot să... Să pot... Șuru, da. Te rog să o lași pe Majda să se așeze. Nu, stai că trebuie să-ți fac jumate din Rodia asta. Perfect. Fiți atenți, ăsta e paharul pentru pierzătorul din finală. Așa, lasă-mă să mut câteva boabe aici pentru finală. Haide acum, să le lași și după aia le-ai. Majda, îmi pare rău, doar astea. E o presiune pe mine doar și sus rămas. Și jos. Bolul tău. Dai bătut la televizor. Mi-ai pus și puțin. Eu, nu eu. Să știi că știu că ți-a săpată. Păi nu mai e rău pentru finală după aia, ce să fac? Oricum aici nu este... Stai mă, care pot să țin cum vreau. Hai mă, că mâncăm și dacă au mâncași fetele înainte. Haide. Ok. Tot cu limba. Bravo, Majda, gata! A rezolvat! Ai reușit! Bravo, Majda, să stai bine! Bine! Hai mă, să vedem! Pregătim de finală, da? Acum, băieți, presiunea este pe voi. Cumva, dacă stau bine să mă gândesc, ar fi trebuit să fie 3 tricouri la finală, să fie mai greu. Da! Da. Finuțul, dă-ne tricouri de pe tine. Hai că dacă punem 3 tricouri, începe Măruță. Hai că vrem să terminăm acum. Haide, sunt de acord de azi. Cu voi. Gata, două am pregătit tricouri, balonul. Cel mai bun să câștige. Și cel mai slab să mănânce Rodie. Finala. Am slăbit mult, deci. Începe acum. Tricou. Bravo, tricou fetelor. Stai să-mi dea jos. Hai un pic în jos, că acum am dă jos. Hai, ia. Nu, stai un pic. S-a trișat. Nu, băieți. Nu mai joc.
șurul. De ce s-a supărat? Nu facem așa. Nu facem așa. Cred că ieșim, cred că ieșim din avans. Nu sunt în avans. Bine, haide, haide, lăsați-l. Nu, serios, am vrut să iau tricoul, mi l-a dat și mi l-a tras înapoi. Nu, ce e asta? L-a luat Bogdan din mâna ta. Deci rămânem doar de la tricourile astea, da? Așa avea de făcut. Dar nu suntem la egalitate, am avut super mare avans. Gata, haide. Pentru cei care se întreabă. Du-te și dă-i lușul și cei care se întreabă. Bărbații sunt oare copii? Dragi telespectatori, nu v-ați fi ofticat și voi? Ba da. Da, bărbații probabil că s-ar fi opticat. Haideți, haideți, haideți. Haideți că vă ducem. Tu te duci la șur. Deci ce, o, ce facem? O luăm de la capăt? Hai, dați în sus. Haideți, mă, băieți. Practic, le dați să le avem. Ah, ok, gata. Haide. Practic, eu aveam super mai avans și acum suntem la egalitate. Asta așa a pierdut și Hamilton. Gata, uite, ești în avans. Alo, haideți, 2, 3 și... Ultima încercare. Ai calificat oricum, am dat cu capul. Adică ai dat cu capul? Da. Bravo, șurubel. Gata, totul bine, totul e bine când se termină cu bine. Bine, da, da. Da. Pe repede înainte. Aici, de cine am mâncat de aici? Nici nu contează. Nu, trebuie să mănânci din paharul ăla. E foarte bun. Nu, din... Aveți grijă? Da? Aveți grijă de unde mâncați și după cine? Da, asta da, e paharul. Sore? Da, măi, mă bucur că v-am distrat. Mulțumim. Cu drag și eu. Și revenim după o scurtă pauză. Vrea să mănânce toată rodia, da. Doar el. De publicitate. Hai.